Reluș? Irina Rimes a vorbit recent despre cele mai mari regrete din viața ei, dar și despre copilăria pe care a trăit-o în Moldova. Dar una dintre cele mai emoționante afirmații a fost despre fosta ei căsnicie. Ea a mărturisit că fostul ei soț a fost cel care a ajutat-o să se lanseze în muzică. Așadar, Irina Rimes spune așa, printre altele am surstras o frază în care spune așa: dacă nu am probleme, mi le fac singură. Cum vine asta? Înseamnă că ești nu pisălog, zi-mi, ești negativist și te gândești mai la lucruri rele și negative. Bine, a trecut și printr-o perioadă grea, a trecut printr-un divorț, a fost înșelată, nu? Sau... A fost înșelată, fostul s-a combinat cu alta pe care a lăsat-o însărcinată. Ea a venit în România din Chișinău pentru a-și începe cariera. Aici, cu siguranță, nu i-a fost ușor să ajungă către succes. Dar și Antena Star s-a participat la succesul ei, pentru că noi o invitam în fiecare zi aici. Avem obiceiul să vorbim cel mai mult despre emoțiile noastre negative și mai puțin despre cele pozitive. De ce? Pentru că le trăim cu mai multă intensitate și sunt mult mai pregnante. De asemenea, povestim întâmplările rele din viața noastră, șocurile pe care le-am trăit și mai puțin momentele frumoase. La fel se întâmplă și în cazul ei. Ea povestește că a fost afectată în căsnicie și că a suferit. Dar așa cum am înțeles mai devreme, soțul acesta despre care vorbește este cel care i-a dat impulsul să se lanseze în muzică. Poate că a fost doar impulsul, nu neapărat cel care i-a deschis ușile. Nu cunosc situația. Însă a avut nevoie de această suferință și de această experiență prin care a trecut, tocmai ca să înceapă un drum, da, un drum nou. Poate că este nevoie de o astfel de experiență uneori, ca să știi încotro trebuie să te îndrepți. Bine, bine, pe cât de aproape a fost acest bărbat în viața ei și pe cât de mult spune ea că a lansat-o, pe atât de multe probleme a făcut. Irina Rimes a fost târâtă într-un scandal monstru acest an și nu i-a făcut bine deloc imaginii sale, pentru că este un artist care este cumva în ascensiune, a avut și o întrerupere de sarcină alături de el, multe probleme, depresii, violență verbală și fizică, adică vorbim despre niște lucruri peste care o femeie nu prea ar putea să treacă și să vii acum să spui că da, el m-a inspirat și a fost o sursă de inspirație pentru mine, e un pic cam, nu e puțin cam ipocrită toată treaba? Nu neapărat, pentru că așa cum am spus, emoțiile negative ne impregnează mult mai puternic și s-ar putea ca din această suferință pentru ea să fi fost o sursă de inspirație și într-adevăr să simtă că ea crește ca artist tocmai pentru că a trăit cu atâta intensitate și în viața ei personală. Și știm clar că din ceea ce trăim în viața personală suntem inspirați uneori și în viața profesională. Mai ales în cazul artiștilor este neîndoielnic acest lucru. Bine, asta dacă știi să-ți întorci suferințele în favoarea ta, că dacă nu poți să pici și să nu te mai ridici niciodată de jos și să cazi într-o depresie. Însă trebuie să fim foarte convinși de faptul că atâta timp cât funcționăm și suntem în regulă și aceasta este o sursă de inspirație, e ok, însă la un moment dat când orice om simte că nu mai poate și că deja devine o problemă, atunci clar că iese din relație și încheie acel capitol din viață, ceea ce a și făcut cântăreața despre care noi vorbim acum. Irina Rimes mai spune că numai prostii am făcut în copilărie, aveam vaci, porci, gâste, miei și iepuri, de la boboci primeam cea mai mare bătaie pentru că îi pierdeam. Când ajungeau acasă, părinții găseau păsările mâncate și bobocii pierduți. Deci o copilărie așa, ca la țară, o copilărie și fericită și nu prea, dar își aduce aminte cu drag. Dar poate că au învățat-o niște lucruri în viață pe mai departe. Nu, faptul că a avut grijă de animale până la urmă, e o responsabilitate. Bineînțeles, bineînțeles. Mă rog, trebuia să aibă grijă, dar înțeleg că îi găsea. Bine, nu prea avea grijă, dar... Da. Omul este suma experiențelor sale și ea este omul de astăzi datorită acestor experiențe pe care le-a trăit, copilăriei pe care a avut-o. Dar trebuie să recunoaștem că e totuși o persoană care a crescut frumos și a ajuns la un nivel spiritual înalt, pentru că reușește să transmită emoție, pentru că reușește să creeze și pentru că place atâtor oameni. Da, a avut și o copilărie ca orice om, a trecut prin niște experiențe cu aceste povești, chiar ne încântă și vedem că este un om cât se poate